Siropuri naturale, produse apicole, mezeluri gustoase și proaspete, bijuterii handmade, obiecte de artizanat. Sunt numai câteva dintre produsele expuse la Festivalul Toamnei. Aurelian Alexandru a venit la festival cu un stand plin de bijuterii lucrate manual, pe care le-a pregătit special pentru astfel de evenimente. Pandativele cu sute de ea promit să dea un aer de eleganță cele care le poartă. Tehnica folosită este cusătură tradițională, cu cruce, cum se coase pe ele, pe costumele populare, și broderie cu panglică. Este o tehnică mai puțin întâlnită în țară, foarte mulți străini o folosesc. De pe internet am luat și eu tehnica și am încercat să o dezvolt. Cât îmi ia până realizez un produs, e greu de spus, că nu fac un produs de la cap la coadă, unul, mă apuc, fac mai multe odată, dar destul de mult. Ion Bălan a venit de la Râmnicu Vâlcea numai pentru a participa la festival. Apicultorul este prezent la fiecare ediție a evenimentului și îi face plăcere să vorbească trecătorilor și vizitatorilor despre efectele miraculoase ale produselor apicole. Am un cocktail apicol pentru copii, destinat copiilor. Le dezvoltă gândirea, acest produs, memoria, este energizant, detoxifiază organismul, e preventiv pentru tot felul de boli. În continuare vă prezint acest gel cu venin de albine, care este pentru tot felul de afecțiuni reumatice. Și lista cu produse realizate din miere și alte produse apicole pentru diferite afecțiuni aduse la târg de Ion Bălan este extrem de lungă. Totodată, vizitatorii puteau să guste din cele mai felurite produse bio ale acestei recolte.